Zice că, iubitule, ți-am făcut clătite și am lovit puțin mașina. Ce ai făcut? Clătite. Păi, eu, mă, ce cadou să-ți iau de ziua ta? Rozi, dragă, să mă iubești și să-mi fii fidelă. Nu, no, prea târziu, ți-am luat ciorapi. <laughs> și cu ce te ocupi, zice ea? Sunt scriitor. Wow, ce scrii? Le scriu la femei pe Facebook. Da, mă, mai țin Salut. Te salut. Salut, bună dimineața, bună dimineața ție și toți telespectatorilor tăi. Iară citești bancuri. Iară citești bancuri, pentru că bancurile până la urmă au făcut ca să meargă umorul înainte. A venit și colegul, suntem doi analiști în ceea ce privește... Ce? Privește ce? Orice analizăm, mai ales că Îi <laughs> eu... de vină, că așa e românul, nu? Așa e românul, să băgăm de vină, mai ales că el nu știe niciodată ce subiect, cu ce subiect o să vin. El e un tip din 95, la anul face 30 de ani, hai să ne gândim ce cadou să-i luăm. E la modă cu trendurile de pe TikTok. Știi care ultimul nou trend? că nu ai modă nici cu alea ai probleme. Nu ai cum să-ți iei ziua și trendul, ziua și trendul. Ci că să-ți dai cu usturoi pisat pe față pentru ten, pentru acne. Și iară dacă s-o făcut... Nu știu de ce, acum au fost și perioada asta cu vampirii, poate știi... E, e garantat că o respingi. că la femei să nu. Dar vampirii S pe ele. Da. Deci respingi Agnea, dar respingi pe toată lumea din jurul tău. Nu deci, știți că la noi, noi bărbații nu e frică să o lasă. Nu. le a fost frică să nu fie subti de sânge. Da. Mai ales în zona gâtului. Că am cu... Ai cam scos-o cu uh, Oana Roman se plânge și ea când se plânge urmă și răcnește și se cântă, cântă, da. Oana Roman că i s-au furat poșetele de firmă, au avut și eu vreo două, trei poșete de firmă și le-au furat lumea. Acum, lumea ce să scot oricească? ce se găsește acolo? Poșeta unei doamne, nu știi ce găsești. Începând de la ordine, nu găsești nimic. Ce se <laughs> găsească acolo? Niște bonuri, niște batiste deja folosite și rămășițe de șoul cred că e că îi le furat, dar trece mai departe, donați-o cafea pe buymeacoffee.com slash Bendea. compart cu Vlad. Deși nu se vede că el e mai slab decât mine. Cafeaua în grașă. Dar pe video nu se vede că e mai slab Așa că e că nu că se că mai lată, Ii, nu da. mi-a că că mai gras. Zice lumea că e și mai tu sportiv. stai Așa. Eu stau așa, ghiocel. Nu mă, că am scolioză. La prima intermediară zi... de... din picior de așa îmi sărea burta. Tătătă cafeaua așa îmi făcea burta. Te, și te corectat așa? Am nu mai dau din picior. Vă rog frumos dacă Să cu burta n-am ce face. La purtător. Dacă doriți să vă uh, scoateți tremuriciu și alte ticuri verbale, vă așteptăm aici, la noi, în emisiune. După ce te vezi spune, bă, cu mine nu bine. Donații, că iarăși suntem în campanie electorală peste tot în America. Elon Musk a donat 75 de milioane de dolari în campania lui Trump. Trump. Ca să nu se lase mai prejos, Gates a donat 50 de milioane de dolari pentru Kamala Harris. 50 de milioane. Acum ce să nu mai face? care e mai prost. Vezi, la nivelul miliardarilor, și aici e o... Deci cum dăm noi bani la lăutari, știi? Deci, Astăzi, cum ai... Este o vorbă că e mai ușor să ceri un milion de euro în primul decât 100 de lei. <laughs> că la nivelul ăla, un milion de euro înseamnă că o să facă ceva bani cu un milionul ăla, știi? Și îi dă înapoi. Da. Dar cu 100 de lei nu poți face business. Știi? Că ai zis, bă, dăm și mie un milion de euro că fac un business, ți-l dă ca, ca investitor. Da, da, că, da, da. La dacă... rangurile alea Dau 100 de lei. lei. Aveți până la. Următoarea cafea. <laughs> da. uh, Donald Trump s-a revanșat, i-a făcut un burger, în schimb, polite cu aur. Super, <laughs> Atât -a, a putut. Vorbim de la Transilvania Burger? Mai există, nu știu. Nu știu. Vedeți, trendurile, dar noi rămânem aici, lângă dumneavoastră. Trendurile vin și se duc. Și Kamala i-a făcut lui Bill Gates o ratotă sau o, -o lăsat-o la ratotă. În final, pleacă Iohannis într-o lună și ceva. E unde? Înapoi la cele șase case? Să se hotărască, da. A fost. Da. Să face <gri> duplexul <Ba>. din ele. <gri> Le apropie. Să nu facă. Oricum are vila, are SPP, are. Nu. No. Nu m-am într-o vacanță, sunt tot rântit cu paltonul. O tăcut când nu era momentul, o vorbit și când nu era momentul. Urmează alegerile prezidențiale. Vedeți, mai așa. Și... Alegerile astea prezidențiale Prezidențial. și parlamentare. După cine pui ștampila? Pe asta zic că, uite -te, acolo Moldova, primul, în primul mandat, Maia Sandu, o să o remarca în discreție, modestie. Să îmbrăca cu haine din făcute în Republica Moldova și mai că să-i aducea cu caserola mâncarea în birou oval sau o vulcă, dacă e femeie. În fine, nu așa. Dar acum, după cine pui ștampila? Clar că în turul din turul 1 o și, și, și în Moldova, cum să fie 47% de oameni care au votat să nu intre în UE. Da. Cum? Cum să nu intre în că UE? În place acasă. Înseamnă că cineva din partea Rusiei și o băgat cozile pe acolo. A început să studieze băiatul cozilor. Păi, și politica ne interesează la un moment dat. Deci, clar, la noi, în turul 2, o să meargă ciucă, la uh, cu ciolacu da? Cu cine? Ciolacu. Nu, aici. Deci, de cu știm că și-o făcut târziu bacalaureatul, ba și arată, ba nu și arată diploma. o diplomat. mașină de votare acolo la PSD în spate. Absolut. Adică... Păi de -aia au zis că hai să dăm niște voturi și lui Simion. Că și el e de -al nostru. Da. Dar să nu uităm că e pescar Ciolacu. Poți să crezi un pescar? Eu l-am întrebat. Că atâtea voturi au avut. Da. atâtea <laughs> <laughs> voturi da. Bun, cu ciucă. Ăsta ciucă are eu ceva studii, dar o plagia doctoratul, nu? Asta e la care și o scris și că și o carte? Da. Dar tu știi că șeful de campania lui, e la care a făcut campania și în. Elveția oare? la da. președinte. care a fost aceeași campanie, a, scris, o, a făcut reclamă că o scris o carte înainte să scrie cartea. Cehia sau Polonia? Cehia da, sau Polonia. Da, cu un aceeași campanie. Da, da, da. Da. Și povestea e aceeași. Atât doar că nu făceau în țara aia pâine în țest cu. Da. da. Bun, cu el sau. Nu, no, dacă rămâne cu Simion, ăsta, George Simion, e un simplu pașnic din popor, șef din de galerie, adică, ce să zic, tot din PSD e Joana mai tare, și, eu, deci PSD-ul are tricat e da, cu prietenul lui care au aceeași firmă cu un rus, nu? Și merge la Moscova de câte ori vrea el. Altfel, se dea, nu e bine. Să-i dea Dumnezeu sănătate, cum a zis și el la regele Mihai, care a murit de vreo 8 ani. Altfel, inginer și cu doctoratul luat pe bune, în drept. Nu. No. Simion cu brânza lui. Elena Lasconi. Ce zici? Deci ar fi Ciucă, Lasconi, Simion. Păi, clar, dacă nu ai pe cine au votezi pe Lasconi, că oricum nu intră în turul 2. Dacă mai rămânea doamna Șoșo, că pe cuvânt o vota. <laughs> în unul din tururi o vota. Bravo mie! Unde-s bărbații? Așa s-a terminat farmecul. Da. Mi să nu se întâmple o chestie din aia să iasă poporul în stradă și să voteze la mișto pe Simeon, știi? Și zic, las că vă arătăm că la noi puterea să voteze pe Simeon și îți intre Simeon în turul 2 și îl bate în turul 2 dacă intre Simeon în turul 2. Da. Vezi că noi suntem înclinați spre bășcălie din orice facem, da. haz de necaz, știi? În schimb, la, ai putea vota pe Lasconi ca să nu-i votezi pe ceilalți... Cum se zice, rău, cel mai mic, sau nu știu ce. Mic sau pe care nu-l cunoști. Dacă... Sau pe Ludovic Orban. Asta. Sau... Dacă e să ne face, iară cântarea României. Ce, -ce, -ce, -ce ar fi interesant e să nu intre, să fie și același partid și și același președinte din același partid. Așa ar fi. Că dacă mă. intră așa belito. Deci depinde la parlamentare cine face acolo majoritatea ca să facă guvernul, că până la urmă guvernul. Că după aia și președintele, Cofi o fi cu cofi nu știu cine, cinci ani se poate odihni, nu? Nu, da, mi are pe să vin niște șeful ne... întâlnim cu șeicul de nu știu unde și stabilim relații economice, le dăm pioneze, ei ne dau rulment sau invers, deci da. Dar eu un Eu am de mereu, așa nu de mereu. Kelemen Hunor, l întrebat ăștia de la radio, că dacă nu vă făceați politician, ce putea să fie? Zice, scriitor. <rătă> deci, dintr-un scriitor eșuat sau reprimat să ajungi președinte de țară. Bine, și Băsescu a scris, dar a și citit. <rătă> Care avea povești faine. Băi, Băsescu. Da, aveam niște Ce-a făcut Băsescu când, când a fost prima dată ales? Eu la conferința aia cu pejoul lui. Că nu mai așteptat auto, uh, să iei o transfer. <gătă -s> și, da, și n-avea probleme. Eu am luat o ziaristă, la o ziaristă telefonul. Nu, no, măcar avea povești. Băi, avea... Și ce candidat am? <gătă -s> păvadim Vadim. Adrian Stase. Și el era. Sau pe, Funar. Da, pe Funar l-a mai putea avea peste patru ani dacă îl scoate din tubelurile dacice. Asta e. Da, nu. Țară tristă plină de omor și de candidați. Vedeți ce face. Trebuie să mergem la vot. Asta e sută mie. Da. No. După aia trebuie să luăm o, o, votcă mică ca să ne treacă. Ai fost la vot că? Că ce? O vot că mică să treacă greața. Mulțumim pentru cele spuse de pertinentul analist politic Roșu de Vlad. Vă așteptăm și sâmbăta viitoare de la aceeași oră la cafea intermediară. Până atunci, share, subscribe, like, ce Da, dar mergeți la vot. Și mergeți, merge, la vot, că e important okay. să mergeți la vot. Acum... A... nu chiar mâine, că mai sunt no. două săptămâni sau câte ori Da. dar... Trebuie să faci planul, nu vezi acum că trebuie să spui în calendar da, când da. votăm. C -c că, nu dau așa liberă să mergi la vot. Da, dar se pună alegeri chiar pe 1 decembrie. Mă. Și pe când vezi mai bine, că începi dimineața, tu să mi pui votul. O să tragem artificii și o să iasă pognitori. La revedere! Cap. Duc te La revedere, mă duc, până te duci. te du și cum mireasa pleacă pe muzică, eu te conduc pe un banc. da. zice dacă statul găsește petrol în curtea ta, ia lui. Dacă găsește cannabis, ia al tău. Să trăiască statul că mi-a angajat bărbatul.